Este medicul! Medicul, medicul, să vină medicul! Principalul suspect în cazul uciderii Raisei, copila de doar 2 ani și jumătate, căutat aproape 24 de ore, a fost reținut. Este vorba despre verișorul fetei, care urmează să fie dus în fața magistraților, care decid dacă îl arestează pentru următoarele 30 de zile. Rudele Raisei spun însă că băiatul a avut totuși un complice. Cu ultimele informații din anchetă de la parchetul de pe lângă tribunalul Dolj, vine Marina Andrei. Marina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Procurorii în cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Dolj au dispus noaptea trecută reținerea pentru 24 de ore a principalului suspect. Este vorba despre verișorul Raisei în vârstă de 15 ani. Acesta a fost condus în cursul zilei de ieri la interogatoriu împreună cu mai mulți membri ai familiei. După aproape 15 ore în care a fost audiat de către polițiști și procuror, acesta, așa cum vă spuneam, a fost reținut și se pare că, potrivit surselor noastre, acesta și-a recunoscut fapta. Totodată există informații că verișorul a fost cel care a văzut-o pentru ultima dată în viață pe Raisa. De asemenea, și camerele de supraveghere au surprins-o pe fetiță pentru ultima dată în viață, intrând în locuința mătușii sale, unde se afla și verișorul acesteia. Rezultatele preliminare ale autopsiei au arătat că Raisa a murit prin strangulare. Aceasta a fost căutată de peste 100 de pompieri, jandarmi și polițiști, însă a fost de negăsit. În același loc în care a fost însă găsită fără suflare, s-au făcut de mai multe ori căutări. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul acestei anchete. Cercetările sunt în plină desfășurare, iar procurorii de la parchetul de pe lângă tribunalul Dolj urmează să vină și cu declarații oficiale în acest caz. Așa cum vă spuneam, însă, principalul suspect, verișorul Raisei, în vârstă de 15 ani, a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat magistraților cu propunerea de arestare preventivă.